Ne-am propus să vorbim despre Părintele Arsenie și Arsenie Boca, respectiv despre teologia Părintele Arsenie Boca. Dintr-un început ar trebui să ținem seama de un aspect. Nu este vorba despre o teologie academică, despre teologia care se învață în școala de teologie ca știință, prin care se face un studiu pentru a descoperi noi sensuri în Sfintele Scripturi, ci la Părintele Arsenie n-a făcut o astfel de teologie, chiar dacă a studiat teologia ca teolog, ca și student teolog, dar la Părintele Arsenie putem vorbi despre o teologie trăită. Teologia aceea despre care vorbește Evagrie Ponticul în Filocalia a II, când spune: dacă te rogi, ești teolog. Și dacă ești teolog, înseamnă că te rogi. De asta ar trebui să se țină cont, pentru că teologia ține cumva și de revelarea cuvântului Dumnezeu, Theos Logos. Și atunci, ca să faci teologie cu adevărat, nu o poți face decât să trăiești cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și să-l pui în practică în viață. Ori, Părintele Arsenie, aș putea spune, din ceea ce am văzut și eu din documentarele care s-au mai făcut despre Părintele Arsenie, că încă de mic el și-a ales drumul acesta. Bineînțeles, la un moment dat în viața lui se spune că și-ar fi dorit să fie pilot de avioane. Dar am văzut că încă din școala primară era foarte sârguincios și foarte hotărât să ducă până la capăt ceea ce a făcut, ceea ce și-a propus. Și în atingerea unui scop, unui ideal pe care și-l propune omul în viață, și acum referindu-mă la viața Părintelui Arsenie, el a fost ajutat de tatălui ca să-și împlinească un țel. Și aș putea să spun că face parte din teologie ceea ce l-a învățat tatălui, un lucru foarte important, aceea de a nu pierde timpul. Fiindcă la 10 ani sau la 12 ani a luat o bătaie zdravănă de la tatălui pentru că a pierdut timpul. Și atunci Părintele Arsenie a înțeles, probabil, ca și copil, că timpul are valoare și că trebuie să dai un sens timpului și că numai nepierzând timpul poți să realizezi ceva în viață. Și cu adevărat, asta ține de teologie și de mântuirea sufletului. Pentru că și Apostolul Pavel spune să răscumpărăm timpul, că vremurile sunt rele. Ori, Părintele Arsenie, ținând cont de această lecție teologică dată de tatăl său, atât în viața de liceu, cât și mai departe, a excelat aproape la toate materiile. La toate materiile era foarte bun. Și asta înseamnă nu că era un om care, cum se zice acum, tocilar, ci înzestrat și de capacități deosebite de Dumnezeu, date de Dumnezeu, un dar extraordinar de a putea reține foarte multă informație. Părintele a ajuns să exceleze în toate domeniile pe care le-a studiat până la facultate. Și asta ține și de teologie, pentru că spune odată Părintele Arsenie, la un moment dat spune că omul care și-a înțeles destinul, acela lucrează cu toate puterile lui, adică cu toți talanții care i-a dat Dumnezeu. Și mi-a plăcut că spunea Părintele că, uite, unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2, altuia 1, fiecare după putere. Și Dumnezeu nu a cerut, când a venit să facă socoteala cu cei care le dăduse talanții, fiecare a spus: Doamne, 5 talanți mi-ai dus, alți 5 am adus în schimb, 2 talanți mi-ai dat, alți 2 am câștigat cu ei. Asta înseamnă, nu mi-ai dat 5 și am câștigat 2, nu mi-ai dat 5 și am câștigat încă 3. Nu, a lucrat la capacitatea maximă. Dacă Dumnezeu, ca elev, îmi dă minte
să învăț de nota 10 și eu din lene, din pierderea timpului, învăț numai de nota 8, vă dați socoteală de ăilalți doi talanți pe care nu i-am valorificat, nu i-am înmulțit. Ori părintele Arsenie și-a înțeles menirea, și-a înțeles destinul și atunci a ajuns să toate forțele să și le capaciteze înspre împlinirea acestui ideal. Și vedem rigoarea cu care și-a dus și viața de facultate. O disciplină de asta arcană, cum se zicea pe vremuri, și-a impus foarte multe restricții tocmai pentru a putea să-și împlinească acest ideal. Și vorbind despre teologie și despre Părintele Arsenie, n-am putea spune că Părintele Arsenie a adus lucruri foarte noi sau extraordinare în domeniul teologic, ca și studiu al teologiei. Este ceva însă care poate la alți părinți nu am mai întâlnit, și anume este în cartea de căpătâi, până la urmă, pe care a scris-o Părintele Arsenie, Cărarea Împărăției. Acolo există un capitol care se cheamă Ereditate și Spirit. Ori la niciun alt părinte nu am întâlnit așa de clar explicat ce se întâmplă în organismul omului ca ființă vie și ce repercursiuni are asupra sufletului. Pentru că omul fiind o ființă trup și suflet, mântuirea ține de trup și de suflet, bineînțeles că realizând lucrul ăsta și conștientizând lucrul acesta, Părintele Arsenie a încercat să studieze și medicina și a studiat vreo 3 ani de medicină, tocmai pentru a putea să înțeleagă ce este omul, ce este omul, trupul omului, cum se mișcă toate în trupul omului, tocmai pentru a putea înțelege care sunt efectele asupra sufletului prin ceea ce se întâmplă în om. Și astfel apare acest capitol Ereditate și Spirit, unde vorbește despre endocrinologie, despre neurologie, lucruri despre care alți părinți nu au mai vorbit. Și chiar aduce o lumină în teologie prin faptul că cei care citesc această carte, Cărarea Împărăției, și mai ales capitolul acesta, nu se poate să nu rămână cu un semn de întrebare și cu, mai ales cu întrebarea aceasta, ce voi face cu viața mea sau ce voi face cu viața celor care vin după mine. Pentru că la un moment dat părintele are, de fapt s-a și scris o carte intitulată 800 de capete, mi se pare, o sinteză a gândirii părintelui Arsenie, în care sunt foarte multe dintre zicerile părintelui. Și acolo la un moment dat spune că ceea ce duce la configurarea personalității unui om este ereditatea, mediul și destinul. Ori ereditatea ține tocmai de asta, de a putea înțelege de unde vin, din cine mă nasc, de ce sunt cu problemele care sunt. Și Părintele Arsenie lămurește în capitolul acesta, lămurește foarte bine acest aspect al eredității. La fel și mediul. Știm și de la Părintele Arsenie, cei care l-au cunoscut, dar și de la Părintele Teofil, care după 1990, foarte mult a vorbit despre Părintele Arsenie și scrierile lui și spunea de programul de viață pe care Părintele Arsenie îl recomanda. Oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și concepție de viață creștină. Ori dacă cineva ar avea, și poate că în viitor cineva se gândește, mai ales dintre studenții la teologie, se gândește să facă o lucrare despre teologia Părintelui Arsenie și ceea ce a adus Părintele nou cumva. Da, și atunci mediul acesta, mediul în care vine cineva, este foarte important. Că una este să te naști într-o casă în care nu se crede în Dumnezeu și să fii crescut așa
și ai șanse mari să-ți pierzi, să te pierzi pe calea aceasta a mântuirii. Și alta este să vii într-o casă în care oamenii știu de Dumnezeu, știu de o rânduială, știu de post, știu de rugăciune și de mic înveți să-ți faci. Ceilalți sunt într-un fel așa handicapați. Ori Părintele Arsenie punea foarte mult accent și pe dreapta socoteală, spunea. Țin minte că în legătură cu postul s-a dus mama la Părintele Arsenie și Părintele, cum a văzut-o, a și citit-o. Și îi spune, zice, mă, de ce nu faci ce-i mai greu? Nu, prima dată a spus, să termin cu ajunările, că te îmbolnăvești cu capul. Zice, de ce nu faci ce este mai greu? Și anume, să mănânci, să nu te saturi. Ori Părintele Arsenie, prin cuvântul ăsta, este pe linia părinților filocalici, care toți părinții spun, când simți că ai mai vrea să mai iei o lingură, atunci nu mai lua. Ori, iată cum, ce este frumos în teologia Părintelui Arsenie este că cu capacitatea aceasta mare de sinteză pe care a avut-o Părintele și se observă în scrierile Părintelui, îți da niște cuvinte, adică o teologie întreagă sau spun o învățătură întreagă, ți-o concentrează în câteva cuvinte, câteva fraze. Avem bună oară cuvântul acela, să-ți ferești mintea de frig și de prostie. Lucruri foarte importante care țin de trup și de suflet. Sau calea cea mai lungă este de la urechi la inimă. Și noi vedem că asta este. Că auzim, înțelegem, poate, dar nu facem. Ori Părintele Arsenie a înțeles toate lucrurile acestea și avea așa o putere de a le transmite oamenilor, încât mulți oameni chiar plecau hotărâți să-și schimbe viața de la părintele de acolo. Mă gândesc că am vorbit mai înainte că părintele și-a înțeles destinul. Și sunt mulți părinți care cumva când aud cuvântul ăsta destin, îl cam dau la o parte, că nu-i... Și am întâlnit la Părintele Arsenie un lucru foarte interesant ce spune despre destin, că destinul este intenția lui Dumnezeu care devine creație prin lucrarea omului. Destinul este colaborarea omului cu Dumnezeu. Foarte, foarte important și foarte interesant, pentru că până la urmă Dumnezeu are o intenție cu fiecare dintre noi. Nu ne aduce, Dumnezeu nu face lucruri nefolositoare. Auzi pe mulți astăzi spunând că ce rost are să mai trăiesc sau ce rost are aia, ce rost are. Dumnezeu nu face lucruri fără rost. Nu te-a adus fără rost pe lumea asta. A ieșit un rost. Important este ca omul să-și înțeleagă rostul. Când omul și-a înțeles rostul și lucrează în direcția împlinirii acestui rost, păi atunci lucrurile merg înspre bine. Și într-o carte, Cuvinte vii, care cuprinde niște predici ale părintelui și cuvinte foarte scurte, dar foarte, cum am zis, foarte concentrate, eu am găsit un lucru care chiar am spus, ținând de teologie, am văzut că sunt niște revelații ale Duhului. Eu n-am mai întâlnit așa ceva la alți părinți spunând. De exemplu, părintele cumva, luminat de Duhul Sfânt, ne istorisește ce s-a întâmplat. Știm cu toții ce s-a întâmplat când copilul avea 12 ani, pruncul Iisus avea 12 ani, s-a dus la templu. Dar iată ce spune părintele. Iată că vine cineva cu câ mare de praznicul Paștilor în Ierusalim, un copilaj de 12 ani, plăcut la chip, cu ochi frumoși și părbălai, ca odinioară strămoșul său David, care își înțelese destinul și s-a integrat în el, vrând încă de mic să-și aducă și rabinii templului la reala interpretare a destinului lui Israel. Lucrurile s-au petrecut astfel. Și iată cum îi descoperă Dumnezeu Părintele Arsenie
ce s-a întâmplat de fapt atunci cu acest copil. Toți capii de familie din Israel erau îndatorați prin lege să vie la Ierusalim de 3 ori pe an. Printre aceste 3 zile era și praznicul Paștilor. Paștile iudeilor însemnau ieșirea din robia egipteană, dar mai însemnau și ultima zi a robiei, când așteptau îmbrăcați de plecare porunca lui Faraon de punere în libertate. Mai era menținut în praznicul Paștilor și jertfa pe altarul templului a mielului pascal, sângele căruia era semn pe ușa fiecărui izraelitean, apărare de îngerul morții care pedepsea Egiptul. Și auziți, când a văzut copilașul Iisus jertfa și arderea mielului, atunci cel ce era personificarea iubirii s-a identificat durerii mielului și deodată i s-a deschis taina ce o preînchipuia această jertfă. Această puternică impresie a jertfei unui miel nevinovat a organizat deodată, într-o lumină nouă, de viitor, întrebările ce avea să le pună rabinilor de îndată ce va putea prinde la vorbă. De aceea, după praznic, Iisus nici gând n-avea să se întoarcă acasă până nu află tot ce l-ardea pe el. Cum Iisus avea 12 ani, vârsta de trecere dintre copii între tineri și vârsta de admitere în școala rabinică a templului, printre tinerii care ședeau la picioarele bătrânilor era și Iisus. Într-o aripă a templului, preoții și rabinii țineau cursuri de îndrumare în scripturi, prin întrebări și răspunsuri, în felul cum erau de mult școlile profeților. Iisus era printre mazoreții templului, întrebându-i și răspunzându-le din scripturi despre venirea lui Mesia. Bătrânii ascultau copilul și se minunau de înțelepciunea lui. Ei nu-și puteau da seama că ei vorbesc cu un copil care și-a înțeles destinul, misiunea pe care o avea în lume, de a înlocui cu sine mielul de jertfă. Cu umilință de copil, Iisus repeta texte din profeți, arătând înțelesuri mai adânci pe care mazoreții le scăpaseră din vedere. Bătrânii tâlcuiau numai locurile care dezveleau slava împărăției mesianice. Copilașul îi întreba mai ales despre locurile din Isaia care priveau suferințele lui Mesia și din psalmi despre jertfa mielului lui Dumnezeu. Ce rost au jertfele templului decât că sunt o preînchipuire a jertfei mielului lui Dumnezeu? Dacă de la această întâlnire a lui Iisus cu mai mari templului s-ar fi mers înainte, s-ar fi trezit un mare interes pentru religie și când Iisus ar fi început la 30 de ani, ar fi propovăduirea, ar fi găsit căpetenii care să-l primească drept o împlinire a scripturilor. Bătrânii vedeau în el mari făgăduințe, dar nu le vedeau decât în cercul lor îngust. Copilașul le mișcase inima, cum poate n-o făcuse niciun om până la el. Dumnezeu încercă să le dea învățătorilor lui Israel o nouă lumină a scripturilor, folosindu-se de nevinovăția de copil a fiului său, singura cale care nu le rănea îngânfarea lor de rabini în Israel. Ei nu admiteau ca cineva să-i învețe, de aceea Iisus le-a dat impresia că ei sunt învățătorii, iar el școlarul. Era singura cale atunci de a le arăta că profețiile mesianice mai au și un alt înțeles, dar trufia lor nu le îngăduia să recunoască și altă interpretare a scripturilor decât aceea care le gâdila pofta lor de dominație. Deci iată că Iisus la 12 ani, văzând ce s-a petrecut cu mielul de jertfă, a înțeles că ăsta este destinul lui, el să fie mielul de jertfă. Și atunci, bineînțeles că toată viața a început să și-o dedice acestui scop. Și sunt foarte multe lucruri care părintele le-a spus și pe care dacă cei care, cel puțin când odată când am fost la părintele, aveam 26 de ani și era o problemă pe care o aveam că nu știam ce să aleg în viață. Am mai povestit lucrul acesta. Mi se pare foarte important pentru că am văzut că părintele nu încerca să calce libertatea omului. Eu m-am dus și am întrebat că ce să fac, am 26 de ani și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc. Și îmi făcusem eu acolo un plan
cât să vorbesc, cum să vorbesc, ca să las pe părinte să vorbească mai mult. Ori părintele, când s-a uitat la mine, mi-a spus foarte scurt: nu ești bun nici de una, nici de alta. N-am înțeles atunci cuvântul care l-a spus, dar mergând acasă și rumegându-l, am înțeles că Dumnezeu îți răspunde după inima ta, prin duhovnic. Și dacă inima ta nu este pregătită, așa cum a mea nu era pregătită la momentul ăla nici pentru una, nici pentru alta, nici părintele n-a putut să-ți dea un răspuns hotărător. Mi l-a dat mai târziu, când mi-a spus să fac teologia, că prin teologie ajung la călugărie dacă vreau. Și aici mi-a lăsat o portiță, dacă vrei. Însă, de multe ori, poate cuvântul părintelui deranja pe unii. Am fost de față când i-a spus părintelui unei femei care a venit și i-a spus că are necas cu bărbatul ei, că o tot amenință, că o omoară, că nu știu ce. Părintele s-a uitat la ea și i-a spus: tot cuvinte d-astea așa cu tâlc și în care se concentrează o istorie întreagă. S-a uitat la ea și zice: mă, moartea cere moarte. Și-a lăsat-o. Femeia n-a înțeles. După un timp se întoarce și zice: părinte, mă iertați, n-am înțeles ce înseamnă cuvintele acestea. A, n-ai înțeles, vrei să-ți explic. Și părintele cumva nu prea menaja. De asta probabil a fost și numit biciul lui Dumnezeu. Ce a avut de spus, a spus în față, nu s-a ferit. Și a spus: a, vrei să spun? Ai făcut 3 avorturi. Sunt 3 crime. Să te aștepți, sunt 3 morți. Să te aștepți într-o zi să primești un topor în cap. Nu știu ce s-o fi întâmplat cu femeia respectivă, dar vreau să spun că a plecat foarte iritată de acolo. Ce, ăsta e preot, să-mi spună mie așa ceva? Și, până la urmă, nu suntem puși preot ca să ne spune Dumnezeu: mângâiați, mângâiați poporul meu. Dar eu nu sunt pus să-l mângâi și să-l încurajez să continue în păcate. Ori părintele Arsenie cam asta făcea, nu prea încuraja oamenii să facă păcate și chiar îi biciuia cumva cu cuvântul. Oamenii din ziua de azi ar mai primi un bici din ăsta? Nu știu, n-ar mai primi. Foarte greu primești. Nu primești nici prăjitură, apoi bici astăzi. Că nu mai știi cum să le iei pe om. Și atunci, însă, au fost oameni care chiar s-au zmerit. Numai așa putem să biruim. Dacă ne zmerim, dacă îmi spune duhovnicul, am pățit și eu așa, când m-a întrebat lucrul ăsta. M-a dus la sâmbătă la părinte Teofil și am zis: părinte, îmi dați binecuvântarea să mă duc la o nuntă. Și el zice: păi mă, dar tu știi ce e la nuntă acolo. Nu că ar fi avut părinte ceva împotriva nunții, dar zice, dacă te-ai pus acum pe un drum, ține-te de el, lasă distracțiile. Și eu încercam să-l convin pe duhovnic că să-mi deie cuvântul care vreau eu, știi? Și ziceam: păi știți, părinte, că e verișoară, că e neam, că sunt obligații, că una, că alta. Și părinte, una, două, mi-o tăiat-o. Mă, tu vrei să-ți dau sfatul care trebuie sau care-ți trebuie? Eu îi mulțumesc părintele Arsenie că m-a trimis la părinte Teofil, că multe am avut de învățat așa. Însă, teologia părintelui Arsenie se poate vedea și în pictura de la Drăgănescu, dacă cineva ar putea să ia să studieze. Am întâlnit mulți oameni care spuneau: nu-mi place, ce pictură e asta? Nu-i... Ori, bineînțeles, fiecare judecă o pictură sau o sculptură sau o operă de artă după mintea lui sau după valoarea lui. Ori, am auzit o dată pe cineva spunând că l-a întrebat pe părintele Arsenie că: părinte, dar de ce faceți așa? Că parcă nu se cam iasă din canoanele picturii, fețele sfinților și așa. Și zice că părintele i-ar fi spus, zice: măi, eu pictez așa cum îi văd. Ori asta, dacă chiar a spus așa, asta ar însemna că părintele chiar este o pictură revelată acolo. Și, bineînțeles, poate nu, căutând să urmărești teologia din pictura părintelui, nu te uiți chiar atât mult, așa de mult, nu cauți să studiezi așa de mult fondul artistic, să zicem.
care, cum am zis, poate să placă, poate să nu placă, dar important este ce vrea să-ți transmită pictura aia. Ori dacă te duci și intri în Biserica de la Drăgănescu și îți arunci ochii pe pereți, oriunde ți-ar pica ochii, ai ceva de învățat. Și numai dacă într-un singur loc ți-ai uitat ochii și ai citit un cuvânt acolo și ți-a făcut click în inimă și ai plecat acasă și ți-ai schimbat viața, înseamnă că și-a atins scopul pictura aceea, de a îndrepta pe cineva. Și până la urmă rămâne de referință cartea. Sunt multe cărți care s-au scris și cele micuțe așa sunt extrase din astea alte mai mari, dar rămâne de referință cartea Părintelui Cărarea Împărăției, în care dacă fiecare creștin ar avea o acasă și ar căuta să o studieze și să o buchisească așa din scoarță în scoarță, cum zic bătrânii, și nu numai să citească, dar și să caute să pună în practică, chiar este un îndrumar. Un îndrumar pe înțelesul nostru pentru a ajunge la împărăție. Că sunt și acolo lucruri care unii zic că nu le putem face, Părintele s-a arătat, nu te obliga să faci. Dacă vrei să mergi, nu înseamnă că dacă nu poți să faci un lucru, nu poți să treci mai departe, nu poți să mergi mai departe. N-am întâlnit în scrierile Părintelui și în teologia pe care Părintele a expus-o sentințe dintre astea că nu te mântuiești. Pentru că și Părintele, ca și orice preot cu, cum spun eu, care știe că numai Dumnezeu este judecătorul. Și atunci nu poți să arunci o sentință asupra cuiva că tu nu te mântuiești. Dumnezeu știe, El e judecătorul, El este mântuitorul. Noi suntem datori să cunoaștem. Oriceea ce a făcut Părintele, scrierile Părintelui, mai ales această carte, Cărarea Împărăției, în care este condensată toată teologia Părintelui, el a căutat să aducă, să facă mai multă lumină în viața noastră. Pentru că, până la urmă, dacă eu cred că jumătate din oamenii care pierd din neștiință și din ignoranță. Nu le pasă, nu vor să citească, nu vor. Ori, uite că auz că la Prizlop e un fenomen, că se duc mii, zeci de mii de oameni, se duc și credincioși, se duc și necredincioși, se duc și oameni care au auzit de Părintele, l-au cunoscut pe Părintele, dar sunt și oameni care n-au auzit și totuși, hai să merg și eu să văd ce e acolo. Și nu pot să nu, cum să spun, Părintele te impresionează prin tot ce a scris, prin tot ce a făcut și atunci nu poți să știi, bă, totuși, stai un pic, ăștia care vin aici, 60-70 de mii care vin aici, ăștia chiar sunt așa niște inculți, între ghilimele, păi stai, uite, sunt și oameni cu, cum zic bătrânii, cu scaun la cap, care care îl urmează pe Părintele, care îl urmează. Până la urmă, urmăm pe Părintele, urmăm pe Hristos, că Părintele l-a urmat pe Hristos, noi îl urmăm pe duhovnicul nostru și la rândul nostru alții ne urmează pe noi. Părinții își urmează părinții lor sau copiii își urmează părinții, dacă aceștia îi duc pe un drum bun. Dacă nu, atunci... Uite, vreau să spun un lucru foarte important, care pe mine m-a bucurat. Într-unul din CD-urile care s-au făcut, regizate de un regizor de la București, Nicolae Mărginean, mi se pare, în care Părintele Streza, Nicolae, povestește când era el copil și experiența lui cu Părintele Arsenie, am rămas așa de impresionat când a povestit că Părintele Arsenie, duminica după slujbă, alegea 60-70 de oameni și spunea tu, rămâneți să vă spovediți, să vă pregătiți pentru împărtășanie. Deci Părintele alegea oameni
probabil erau și oameni care ar fi vrut să se spovedească și părintele îi spovedea și îi pregătea pentru duminica următoare. Ori lucrul ăsta pe mine mă bucura foarte mult că așa am încercat să fac și eu. Oamenii nu pot să-i spovedești duminică dimineața, nu pot să coboare sâmbătă seara de pe dealul sau mai știu de unde să vină să se spovedească 50 minute și după aceea iară să urce 2 ore. Și atunci, fără să știu că părintele Arsenie făcea prin 47-48 lucrul acesta, mi-a venit gândul ăsta, zic, Doamne, ce să fac? M-a rugat, zic, Doamne, ce să fac cu oamenii ăștia? Ar vrea să se împărtășească mai des, dar nu se pot spovedi. Că duminica n-am eu timp, că sunt preot și am de făcut alte cele înainte de liturghie. Ei, sâmbătă seara, nu pot să-și lase casa și să coboare 2 ore, știu eu, 5 km de pe deal să vină să se spovedească. Și atunci mi-a venit gândul ăsta, ia să-i spovedesc eu duminică după slujbă și să le spun să se pregătească pentru duminica viitoare. Ei, au fost mulți care, și dintre preoți, care au spus că e prea mare distanța. Uite că dacă omul trăiește cu conștiința, asta ne lipsește. Ori, părintele Arsenie, el nu cred că a fost nici pentru o împărtășanie deasă, nici pentru o împărtășanie rară. Părintele, din ce am văzut și din ce am citit la părintele Arsenie, părintele era ca să-l facă pe om să trăiască mai conștient. Asta este important. Nu este important să mă împărtășesc des sau rar. Nu este important. Important este să trăiesc mai conștient viața mea, să devin mai conștient. Și tocmai asta poate vrea să facă părintele cu diferența asta de zile între spovedanie și împărtășanie. Să-l facă pe om să trăiască mai conștient. Măi omule, vezi că duminică te împărtășești, ai grijă cum trăiești săptămâna asta. Și omul ăla, exact ca și când ai așteptat toată săptămâna, așteptat să-ți vină un oaspete important, bineînțeles că nu lași pe oricine să-ți intre să-ți murdărească prin casă. Curtea ți-o păstrezi curată, casa ți-o păstrezi curată. Așa erau și oamenii ăștia. Se pregătea o săptămână întreagă cu post, cu rugăciune și spunea, dacă cumva se întâmplă să greșești, eu așa le spuneam oamenii. Probabil și părintele le spunea tot lucrul ăsta. N-are cine să ne confirme, dar sunt sigur că așa făcea. Dacă cumva în săptămâna asta de pregătire ți se întâmplă o ispită mare să te ceri sau mai știu ce să faci, duminică dimineața vii cu lumânarea la altar și spui, părinte, m-am spovedit luna trecută, a spus să mă pregătești pentru împărtășanie, dar ia ca ce mi s-a întâmplat. Am avut ispita asta, mă mai pot împărtăși sau nu? Și atunci părintele poate să spună, da sau nu, dar asta cât mai durează? Asta nu mai durează cât o spovedanie să aștepți de dimineață la rând să te spovedești sau așa. Și în felul acesta, prin predicile părintelui Arsenie, el nu vrea să facă altceva decât să îi facă, să-i trezească până la urmă pe oameni, să-i trezească dintr-o amorțire. Și atunci, bineînțeles că dacă trăiești mai conștient cu tine, dacă te spovedești mai des, păi atunci bineînțeles că te poți împărtăși și mai des. Eu nu cred că părintele Arsenie ar fi fost împotriva unei împărtășanii regulate, să zicem, mai de, în niciun caz la 40 de zile, pentru că nu ai la 4, de 4 ori pe an, cum se recomandă de multe ori. Pentru că, până la urmă, asta am văzut că sublinea și părintele Arsenie, că ce lipsește, adică ce ne lipsește, și eu văd până în zilele noastre, așa ca preot, ca experiență, oamenii nu înțeleg că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. Oamenii cred că Dumnezeu e o forță undeva acolo sus, o energie, n-avem treabă numai când știu eu, din când în când, cu El. Nu! Dumnezeu este o persoană. Și asta a încercat și părintele prin Cărarea Împărăției și prin alte cărți să sublineze. Dumnezeu este o persoană. Nu poți avea o relație de iubire cu, știu eu, energia electrică sau cu forța magnetică. Dă-i un pupic la becul ăsta să vezi ce mult te iubește. E, și atunci, când omul înțelege că Dumnezeu este o persoană și că te iubește, atunci deja înțelegi care este rostul mersului la biserică. Eu nu mă duc la biserică că așa e obiceiul. Nu mă duc la biserică că să nu se supere nevasta sau mama sau bunica sau mai știu eu cine. Nu mă duc la biserică să mă întâlnesc cu nu știu cine. Că... Nu, mă duc la biserică că acolo mă întâlnesc cu cel pe care îl iubesc. Întreb și eu ca preot tinerii,
Ai o prietenă, da, o iubești, da, te duci la întâlnire, da, de ce te duci la întâlnire? Că așa e obiceiul. Nu, păi mă duc că o iubesc. Păi așa și la biserică. Și atunci înțelegem mersul la biserică, înțelegem rugăciunea. Eu nu mă rog, fiindcă trebuie să mă rog, trebuie să-mi fac, vai, că nici astăzi nu m-am rugat, că nici astăzi nu mi-am făcut canon, nici astăzi nu m-am... Păi nu, rugăciunea este convorbirea ta cu cel pe care îl iubești. Iubești pe cineva, da. Ești vii obosit de la servici. Cât ai fi de obosit, simți că ai vrea să vorbești cu cel pe care îl iubești. Și chiar dacă dai acolo, alo, sunt foarte obosit, am avut o zi grea, dar n-am putut să adorm până nu spun că te iubesc. Păi și tu ești liniștit, dar și pe celălalt îl faci liniștit. Dumnezeu care ne iubește vrea să știe de noi și știe de noi, dar vrea să audă de la noi. Îți mulțumesc, Doamne. Te iubesc, Doamne. Ce frumos a fost, am primit o chestie tare frumoasă. Spune că într-o biserică intra preotul a observat că odată la amiază în biserică a intrat un bătrânel cam nebărberit, mai murdar așa cu o sacoșă mare în mână, s-a pus în mijlocul bisericii, a lăsat un pic capul pe spate, a zis ceva în mintea lui acolo și s-a ridicat și a plecat. Văzut că vine și a doua zi și a treia zi, preotul a început să intre la bănuiel, să nu fie cumva vreun hoț. Și a patra zi se pune ușa și zice, ce cu tine aici, ce faci aici? Zice, părinte, știți, lucrez la o fabrică în apropiere și profit de pauza de masă ca să vin să vorbesc puțin cu Dumnezeu, știți, numai câteva minute pentru că e destul de departe fabrica și n-am timp decât să viu, să mă pun în genunchi și să zic, Doamne, nici nu știi cât de fericit sunt că mă eliberez de păcatele mele. Ăsta e Jim care se spovedește. Și atunci preotul îi zice, bine faci, și l-a încurajat să mai vină. Dar preotul, mișcat așa de rugăciunea acestui și de sinceritatea acestui om, cade și el în genunchi și zice, Doamne, nici nu știi cât de fericit mă faci, că te-am descoperit printre semenii mei. Ăsta sunt eu care mă spovedesc, preotul. Și vede că nu mai vine, de la un timp nu mai vine bătrânul. Ce s-a întâmplat? Trece o zi, două, trei, nu mai vine. Se duce și îl caută la servici. Și spune că e foarte bolnav la spital. Se duce și îl caută în spital și îi spune infirmiera șefă de acolo, zice, este de o săptămână aici, medicii nu-i mai dau mari șanse, zice, cu toate acestea, Jim e foarte vesel și de când îi este el în spital, cumva atmosfera din spital, de prin saloane, s-a înviorat, așa s-a îmbunătățit. Și când ajunge chiar lângă patul lui, credea că doarme, zice, arată el așa, sufletește, arată bine, zice, dar măcar că n-a primit nicio vizită, nu-l caută nimeni. Și atunci el deschide ochii și zice, Părinte, doamna se înșală. Zice, ea n-are de unde să știe că în fiecare zi, la amiaz, vine un prieten drag al meu și se așează pe pat și îmi spune, zice, nici nu știi cât de fericit sunt că am întâlnit prietenia ta și că mi-ai dat voie să te eliberezi de păcatele tale. Asta este Isus care se spovedește. Ce minunat! Ce minunat! Păi asta, și atunci îi spui numai, Doamne, te iubesc și vreau să nu mai greșesc, vreau să nu mai fac. De altfel și Părintele Arsenie spune, noi participăm cu voința. Dumnezeu ne dă putere. Nu stă în noi a putea. A putea este a lui Dumnezeu. Al nostru este a voi. De asta mai e și cărtuțul ei mică, dai voință, iei putere. Și prin tot ceea ce a făcut Părinte, prin ceea ce a spus Părintele, nu a vrut decât să-l stimuleze pe om, să-l îmboldească cumva pe om, hai omule, hai că se poate, hai că se poate. Și care s-au ținut cumva de părintele și de rânduielile părintele, au văzut că se poate. Care au avut încredere în rugăciunea părintelui, care au avut încredere în ajutorul care îl primești prin rugăciune, bineînțeles că au reușit. Ori, în sensul ăsta, pot spune că dacă înțelegem pe Dumnezeu ca o persoană, ne-am înțeles destinul, ne-am înțeles rostul nostru al viețuirii noastre aici pe pământ. Și atunci, bineînțeles că dacă iubești pe cineva, cine îți mai poate pune, cum să spun eu, opreliști ca să te întâlnești cu cel pe care îl iubești? Nu mai poți să mai zic că, știi, uite, asta este rânduiala, când iubești pe cineva, n-ai voie să te întâlnești cu el decât de 4 ori pe an. Hai, domnule, fugi de aici. Nu este așa. Când iubești pe cineva, te întâlnești cu el, tot mereu.
Ceea ce, cum am spus, ceea ce este foarte caracteristic scrierilor părintelui Arsenie sunt astea, că el cam cumva dă sentințe dintre astea așa. Adică la părintele era clar, nu, cu Dumnezeu nu există joacă. Nu te joci cu Dumnezeu, ori e albă, ori e neagră. Ori ești cald, ori ești fierbinte. Și asta o vedem la toți sfinții, până și apostolul Pavel, nu, apostolul Ioan, în Apocalipsă spune. Pentru că nu ești nici rece, nici fierbinte, ești căldus, te-a nepădat din gura noastră, din gura mea. Ori părintele asta a și făcut, a aprins un foc, înțelegi? În vremea aceea și probabil îl va mai aprinde, că nu s-a gătat încă vremea lui. Hai să spun de ce. Pentru că încă trăim sub blestemul legii. Noi n-am ieșit din forme, înțelegi? Suntem tot timpul formatați. N-ai voie să, n-ai voie să, n-ai voie să, n-ai voie să, n-ai voie să. N-ai voie să intri în biserică. Uitați-vă cum stă, să zicem, mai ales partea feminină, pe la ușile bisericilor, pe la geamuri. N-ai voie să intri în biserică că ești bolnav. Păi ai voie să mergi la discotecă, ai voie să mergi la film, ai voie să mergi la cafenea, ai voie să mergi în toate locurile din lumea asta și de pe planeta asta, numai în biserică n-ai voie să mergi atunci. De ce? Era o rânduială a Vechiului Testament, rânduială care, bine, asta e părerea mea și nu numai a mea, poate și a altor preoți. Lingeria de trup pentru femei a apărut acum vreo 200 de ani, când au apărut, să zicem, hainele nemțești, cum ziceau ăștia. Dar în restul, atunci era pericol, da, era pericol să se întineze biserica cu sângele acela murdar. Dar acum nu mai este pericol. Nu poate femeia să ia apă sfințită? Păi de ce să nu poată să ia apă sfințită? Și am întâlnit chiar pe cineva care mi-a spus, eram student atunci, vezi că te-ai împărtășit, n-ai voie să muști din măr sau din pâine. Păi bă, dar cum să o mănânc? Trebuie să o rupi. Că dacă muști, nu-i bine. N-ai voie să sufli în lumânare după ce te-ai împărtășit, că dacă sufli, sufli pe Duhul Sfânt. Și tot felul de obiceiuri, am zis eu odată la o conferință, credința noastră e ca firul de mărțișor, alb-roșu. Zicem Tatăl nostru de 9 ori, dar stingem cărbuni. Aruncăm și 7 bețe de chibrite acolo sau câte trebuie, înțelegi? Și atunci, bineînțeles că părintele dădea pilde din Vechiul Testament pentru că încă la minte suntem evrei.